Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Realitatea din PSD. Sunt Dana Maxim și vreau să vorbim astăzi despre reîntoarcerea elevilor în bănci, despre campania de vaccinare a profesorilor, care, iată, începe astăzi, a început astăzi, și despre bugetul alocat educației, care ar trebui să fie o prioritate națională, dar, iată, și de această dată rămâne o prioritate doar pe hârtie. În platou alături de mine un fost ministru al educației, doamna Ecaterina Andronescu. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație și sper să avem ce vorbi în această emisiune, pentru că despre educație am putea să vorbim de dimineață până seara, de luni până sâmbătă, poate chiar și duminică. Cu siguranță avem ce discuta. Sunteți un om care și-a dedicat viața învățământului. Cred că nici nu ați făcut altceva. Și politica e orientată tot spre învățământ. Cât am fost în Parlament, am făcut parte din Comisia de Învățământ în mod continuu, să spunem așa, și decizia aceasta a fost legată de faptul că, lucrând în învățământ, veneam cu experiența de acolo. Eu când am intrat în viața publică, fusesem prodecan 2 ani de zile la Facultatea de Chimie, fusesem decan 12 ani, deci aveam cu ce să vin ca experiență în viața publică. Ați fost de 4 ori ministru, din păcate nu cu mandate complete, ci cu perioade foarte scurte. Cred că doar primul mandat a fost de 2 ani și jumătate și de acolo au plecat niște proiecte poate continuate. O să ne spuneți noastră imediat dacă succesorii dumneavoastră au continuat ceva, pentru că avem această problemă a continuității, a breșii care se creează între un proiect și altul, dacă au cele două proiecte, dacă au același proiect, altă culoare politică. Ce se întâmplă? De ce există orgolii? Există incapacitatea de a continua un proiect? Lipsa banilor? Nu, cred că este o greșeală politică, aș numi-o, pentru că ministrul educației este numit politic și aprobat de Parlament, de asemenea Parlamentul, fiind instituția cea mai democratică a țării, schimbarea foarte frecventă a miniștrilor. Este, după părerea mea, una dintre cele mai mari nenorociri ale sistemului de învățământ. Pentru că în 6 luni de zile, și am avut 2 mandate, 6-9 luni, nu poți să faci mare lucru. Modificările nu le poți face în timpul anului școlar. Și dacă nimerești ca mandatul să ți se suprapună fix pentru anul școlar, acolo ești. Poți cel mult să proiectezi pentru următoarea perioadă în care vine alt ministru și tot ce ai gândit și ce ai argumentat se duce pe apa sâmbetei, să spunem așa. Dar, într-adevăr, primul mandat a fost de 2 ani și jumătate și cred, uitându-mă puțin în urmă, că este mandatul în care au pornit o mulțime de proiecte și unele dintre ele, din fericire, au fost continuate. Mă refer în primul rând la faptul că în acea perioadă s-a trecut de la un învățământ obligatoriu de 8 clase, eram printre puținele țări, cred că mai era doar Albania cu 8 clase de învățământ obligatoriu, s-a trecut la 10 clase de învățământ obligatoriu, atunci am transformat școala profesională în școală de arte și meserii prin lege, legea 265 din 2003, atunci a pornit, după părerea mea, unul dintre proiectele cele mai importante, informatizarea sistemului de învățământ, a fost calea pe care eu am văzut-o pentru modernizarea sistemului de învățământ. De atunci s-a realizat acest proiect care a fost unic în Europa acelor vremuri, acum 20 de ani, și anume repartizarea computerizată a elevilor de gimnaziu după examenul de evaluare națională, repartizarea computerizată în toată țara, în toate liceele din țară. Pe baza... În acea perioadă, îmi cer scuze că vă întrerup, au apărut și zeci de mii de copii în plus. Nu, față de ce, nu. Ce mai era computerizat? Nu, mai târziu și mai o să târziu, vă povestesc. Da. Dar repartizarea aceasta computerizată a permis respectarea, să spunem, mediilor cu care elevul venea după examenul de evaluare și după cei 4 ani de gimnaziu și, sigur, respectarea și opțiunilor pe care elevul și familia lui le exprimau pentru că acest lucru era posibil. Microbuze pentru școlile din mediul rural. Atunci a început acest proiect. Bani de calculatoare, cornul și laptele, rechizite pentru copii provenind din familii cu resurse financiare mai puține și atunci, să știți că primeau
circa un milion de elevi, peste un milion de elevi din învățământul obligatoriu, ceea ce însemna cam 25% din elevii existenți în sistemul de învățământ. Adică nu era de neluat în seamă. Și din fericire, aceste proiecte au fost continuate. Sigur că avem și multe exemple de lucruri care n-au mai fost continuate și poate cel mai recent, în ultimul mandat 2018-2019, fără să mă gândesc că vine pandemia. Achiziția pe, de tablete, nu? Cred că despre asta vreți să vorbiți, pe acel proiect european. Am dezvoltat două proiecte pe fonduri europene de peste 100 de milioane de euro, care urmăreau digitalizarea sistemului de învățământ într-o altă formulă decât informatizarea din 2001-2002. Fără să aveți habar de ce fără va veni. Fără să am habar, am lăsat proiectele semnate, din păcate ele n-au pornit. Abia acum s-au urnit din loc. Ce bine ar fi fost dacă ar fi pornit atunci, ele sunt semnate din august 2019, ar fi fost sistemul mai bine pregătit pentru pandemia aceasta nefericită care a trecut și care a transformat sistemul de învățământ în principala victimă a pandemiei. Și să știți că am proprietatea cuvintelor și fac această apreciere în deplină cunoștință de cauză. Da, din păcate a scos la lumină această pandemie toate tarele societății noastre. Avem, așa cum fiecare dintre noi resimțim, o societate polarizată, cu sincope în decizii, cu politicieni care se devorează mediatic. În așa acest context, școala poate fi un liant? Școala ar fi trebuit să fie un liant, școala ar fi putut cumva să compenseze această polarizare care a crescut permanent, a evoluat în toți anii, iar în pandemie a evoluat cu o cinetică extraordinar de rapidă. Școala nu a avut resursele să poată ea compensa creșterea polarizării sociale. Și atunci, sigur, ea s-a transformat în victimă, din păcate. Pentru că, venind încoace, citeam o știre care m-a cutremurat, dar pe care eu o vedeam exact acolo unde este. Știrea respectivă vorbea de faptul că 63% dintre elevi n-au avut acces deloc la educație timp de un an de zile. Ceea ce, fără îndoială, este de neacceptat și va avea consecințe pe foarte mulți ani. Pe foarte mulți ani și fără îndoială că acest lucru mărește acum responsabilitatea și adaugă sarcini suplimentare Ministerului Educației. Pentru că, dat fiind ponderea atât de mare a elevilor, Ministerul Educației este obligat să găsească formule remediale pentru curriculum care n-a fost parcurs. Bine, de un număr atât de mare. Există. De există în legea învățământului acele ore de pregătire remedială care nici nu cred că se țin. Cred că au rămas și acelea. Noi le-am pus în legea învățământului, le-am pus în legea învățământului din, cred că din 2018 sau 2019. Există, deci există instrumentul pe care ministrul are la dispoziție, să spunem așa, dar trebuie să îi se dea și resursele necesare ca orele acestea să fie plătite. Dar dincolo de aceste ore remediale, care trebuie să fie permanentizate, pentru că întotdeauna, chiar și în aceeași clasă, dar între școli mai ales lucrul acesta este extrem de vizibil, se nasc discrepanțe. Evaluările de la clasele a doua, a patra și a șasea arată că pe măsură ce trecem de la clasele mici, de la, după evaluarea de la clasa a doua și până la a șasea, se accentuează exact decalajele. Și atunci, orele acestea de pregătire remedială trebuie să fie efectuate cu elevii care au aceste decalaje chiar începând de la clasa a doua, după evaluarea de la clasa a doua. De aceea eu cred, și noi am făcut asta în lege, ele trebuie prinse în normele profesorilor și plătite în mod corespunzător, pentru că sunt ore care... Practic, să înțeleagă telespectatorii noștri, aceste ore de pregătire remedială sunt de fapt niște ore de meditație. Corect, putem să le spunem și ore de meditație, în care se reiau anumite capitole, se reiau lecții, dar acestor ore remediale pe care ar trebui să le avem în normele profesorilor, lor trebuie să li se adauge și o pregătire de recuperare a ceea ce
nu a fost posibil de făcut în perioada de pandemie. Deci capitole întregi care reprezintă, cum să vă spun, cărămizi ale fundației, fără de care nu se poate merge mai departe cu formarea elevilor. Ele trebuie recuperate. Pentru asta sunt necesare modificări curriculare. Ca urmare, mă aștept și mă uit cu foarte mare așteptare la Institutul de Științe ale Educației, care trebuie să fie suport pentru Ministerul Educației și care ar trebui să regândească un curriculum remedial, l-aș numi. Adică un curriculum pentru pandemie, pentru perioada de pandemie. În așa fel încât pentru toți copiii aceste lucruri să fie vizibile. M-am uitat că elevii din clasele care finalizează ciclurile, respectiv clasa 8-a și clasa 12, au examene la sfârșitul anului. Au fost revăzute programele. Dar revizuirea aceasta, probabil că o să o regăsim în modul în care sunt formulate subiectele, cu subiecte de dificultate mai mică, în așa fel încât copiii care nu sunt vinovați pentru perioada aceasta să poată trece mai ușor. Nu cred că este suficientă această abordare, pentru că rezultatele unui examen nu ne arată întotdeauna nivelul de acumulare, de pregătire al elevilor, mai ales dacă urmărim să compensăm, să spunem, perioada aceasta pandemică. De aceea aștept, sincer vă mărturisesc, cu mare îngrijorare ca Ministerul, cu structurile care îi sunt puse la dispoziție, să realizeze acest curriculum remedial, un curriculum care să recupereze ceea ce copiii n-au făcut. Din experiența noastră, este posibil ca un an de materie pierdută să o poți recupera? Nu, dar cred că aici am putea să gândim o formă de recuperare prin esențializarea conținuturilor. Pentru că într-o lecție sunt și lucruri foarte importante pe care copiii trebuie să și le însușească, să acumuleze acea cunoaștere, pentru că pe ea se clădește etapa următoare, dar sunt, să spunem, și lucruri peste care ar putea să se treacă mai ușor și care n-ar trebui să ocupe prea mult timp celor care sunt școliți în perioada aceasta. Exact, exact. Da. Un fel de sinteză, dacă vreți. Doamna Andronescu, mie e foarte greu să vă privesc ca pe un simplu membru PSD. Sunteți o personalitate de primă linie a stângii la noi și lumea vă știe de ani de zile. Cum reușește o femeie în politică să se impună? Și dacă reușește, pentru că s-a tot vorbit și despre asta, despre promovarea femeii în politică, o femeie care are ce să spună. Nu vorbim acum de tinere parlamentare care intră în Casa Poporului, da? Vorbim despre femei care au ceva de spus în meseria lor și care, extrapolând, vor să ajute în societate. În momentul în care eu am intrat în viața publică, în 1996, eram decan la facultate, traversasem și perioada de prodecan și am fost invitată într-o zi de ministrul educației de atunci să fiu secretar de stat. Și vă mărturisesc că nu mi-am dorit lucrul acesta pentru că erau studenți în grevă, era o perioadă destul de agitată, plecaseră cu demisie din Ministerul Educației și secretarul de stat responsabil cu învățământul superior și directorul Direcției de Învățământ Superior, deci nu era o perioadă de acalmie, o perioadă în care toate lucrurile ar fi mers bine. Dar, fără îndoială că Liviu Maier, ministrul educației atunci, mă sprijinise ca decan și mi-a fost foarte greu să-i spun că mai bine mă ocup de facultate decât să fac un pas în față. Ce am constatat eu din acea perioadă și din propria mea experiență, dar și mai ales prin comparație cu anii care au urmat, cel puțin din partea stângii, atunci erau căutați în viața civilă, să spunem așa, oameni care aveau profesii în spate și care aveau profesii chiar consolidate. Adică nu erau în meserie de un an, doi, ci aveau în spate o experiență cu care veneau în viața publică și pe care o aduceau în viața publică. Și vă mărturisesc cu toată sinceritatea, dacă n-aș fi avut această experiență într-o școală de talie a Universității Politehnice, Politehnica din București, care e o școală foarte serioasă, mi-ar fi fost foarte greu să fac față chiar și acestei
poziții de secretar de stat. M-am ajutat foarte mult atunci de experiența mea de decan și de ce învățasem în Politehnică de la generațiile de profesori de o dimensiune uriașă pe care Politehnica le-a avut. Și de ce s-a diluat acum această nevoie de expertiză atunci când vorbim despre un politician într-o funcție? Din păcate, treptat, n-au mai contat aceste principii foarte sănătoase pentru societate. De ce? Pentru, nu știu cum să vă explic eu, pentru că aici ar trebui să mă pun în poziția celor care au decis alte soluții. Au contat alte lucruri, a început banul să conteze mult mai mult, din păcate, decât profesia și lucrurile acestea nu se reflectă numai în instituții. Ele se reflectă în întreaga societate, prin deciziile care se iau, prin argumentația care se aduce într-o decizie sau alta. Nu înveți să fii ministru undeva, nu înveți să fii parlamentar undeva, dar te duci acolo cu ceea ce tu ți-ai însușit în experiența pe care ai căpătat-o anterior. Nu te duci să înveți să fii parlamentar acolo. Cred că nu acesta este rolul acestei instituții. Tu trebuie acolo să-ți aduci propria ta contribuție în numele celor care ți-au dat votul și te-au trimis acolo venind cu ceea ce tu știi. Treptat, decizia s-a restrâns spre decizia liderilor, să spunem. Și atunci devin incomozi cei care au puncte de vedere proprii, cei care pot să-și argumenteze rând, propriile puncte de vedere, devin incomozi pentru lider. Și atunci, sigur că ei nu mai sunt căutați și... Dar de ce este toate... de 30 de ani educația... În legătură cu poziția de femeie, aș mai vrea să spun, vă mărturisesc că eu n-am încercat să profit niciodată de faptul că trebuie să fie promovate femeile și eu, fiind femeie, trebuie să fiu promovată. N-am apelat niciodată la lucrul acesta. Dar discriminarea ați simțit? Dar am încercat... Toate vedem lucrul acesta. Dar poți tu, ca participant într-o comunitate, indiferent care este nivelul ei, să dovedești că locul tău este meritat prin ceea ce tu poți să faci și prin ceea ce tu poți să spui și știi. Aceste lucruri, într-adevăr, după părerea mea, contează foarte mult. Deci nu pledez pentru promovarea femeii pentru că ea este femeie și trebuie să fie și femei. Pledez pentru promovarea celor care au ce spune în viața publică. Au profesii care le pot argumenta susținerea unei legi sau susținerea unei poziții într-un minister sau într-o instituție publică. De ce este educația de atâta amar de vreme ruda săracă a bugetului? Avem pe hârtie 6% din PIB, în realitate sunt vreo 2,7%. Franța are aproape 10% din PIB alocat educației. Nu numai Franța. Toate țările din exemplu, Europa sigur. Trec bine de 6% din PIB și nu numai din Europa. Mă uitam la Israel, finanțează învățământul cu 9-10% de 15 ani cel puțin. Atunci cum să nu existe resurse pentru sistemul de educație? Sunt în coada bugetului și cultura și educația, exact pilonii care fac dintr-o societate o comunitate sănătoasă, bazată pe niște valori. Pentru că interesul pentru sfera publică și educația și cultura sunt prin excelent, să zic eu, componente ale sociale. Deci ele vin și cresc nivelul societății. N-avem cum să nu recunoaștem asta. Dar cum, din păcate, aplicarea aceasta spre bani și mai ales spre banii din buzunarul propriu, îi face pe foarte mulți să nu se uite la ce este important pentru societate nu numai astăzi, și mâine, și poimâine, și peste 50 de ani. Pe de o parte. Pe de altă parte, cred că, nu cred, sunt sigură de lucrul acesta, proiectele pe care le dezvolți în educație nu se văd imediat. Și nu se văd imediat, în primul rând, în voturi. Adică nu e o industrie cu randament imediat. Trebuie să aștept 10-15 ani ca să vezi efectele. Corect. Și ca urmare, cei care sunt decidenți și să uită unde să investească banii. Păi acolo de unde pot să vină voturi. Și atunci educația și cultura sunt întotdeauna la sfârșit. Din păcate, se vede mai abrupt decât ne așteptăm, pentru că am avut, și n-aș vrea să dau nume, ministrul educației care
aveau dificultăți în a face acordul între subiect și predicat, ceea ce mi se pare revoltător. Măcar la un asemenea minister ai nevoie de o reprezentare fără cusur. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Ministrul Cum se față întâmplă? De ministrul e o întâmplare nefericită. Da. Față de ministrul educației, întotdeauna exigența este, după opinia mea, cel mai sus pe bună așezată. Dreptate. Și eu cred că pe bună dreptate. Și eu vin cu această, să spunem, constatare din propria mea meserie. Atunci când ești profesor, nu te poți duce în fața studenților să nu știi ce predai. Să nu fii atât de sigur pe ceea ce le predai, încât ei să înțeleagă faptul că tu nu vorbești din ce ai citit ieri de la alții și astăzi te duci și le predai lor, ci că ceea ce știi tu să le spui sunt lucruri pe care tu le-ai câștigat în meseria ta, lucrând în laborator, făcând activitate de cercetare științifică. Unul din marii mei profesori, Costin Nenițescu, spunea, și noi am păstrat sub efigia profesorului în amfiteatru care îi poartă numele, acest dicton: nu poți să fii, să predai știință dacă tu nu ești creator de știință. Vorbesc de un domeniu care este prin excelență cel încadrat în științele exacte, dar acest lucru este valabil în orice altă meserie pentru învățământul superior, ca și pentru învățământul preuniversitar. Nu poți să te duci în fața elevilor să predai lecția pe care tu ai citit-o, tu ca dascăl ai citit-o în manual cu 10 minute înainte sau cu jumătate de oră. Și totuși se întâmplă. Și din totuși păcate, elevii și studenții sunt la un clic distanță de informații. Există capcane în timpul orelor pe care elevii le întind profesorilor și atunci credibilitatea lor cade abrupt, cade dureros, respectul la fel. Cum putem regla această fâșie atât de îngustă între pregătirea unui profesor care de multe ori, din păcate, lasă de dorit sau poate că el e pregătit, dar da, vedeți, vine aici digitalizarea peste el, vin informațiile noi, el pierde contactul cu lumea nouă care se deschide și atunci rămâne cumva cantonat în ceea ce a învățat în facultate acum 30 de ani. Lecțiile nu mai sunt interesante, categoric, elevul își pierde interesul și ajungem la orele remediale. Știți că noi, ca spunea, o școală, într-o școală adevărată și profesorii și elevii învață în fiecare zi și avea foarte mare dreptate. Nu că dau exemplu meu, dar eu predau acum cursuri și predau de ani buni de zile, cursuri pe care eu nu le-am făcut ca studentă. Pentru că nu exista, vorbesc de domenii științifice noi, nu exista acest domeniu atunci. Asta înseamnă că noi nu trebuia să ne gândim cum să facem ca acest domeniu să fie cunoscut studenților? Și fără îndoială, am lucrat, am citit și am redactat cursul. Care mai eu e cred ponderea că suplinitorilor astăzi? Suplinitorii nu sunt chiar foarte mulți, dar problema este dificilă în învățământul preuniversitar. De ce? Eu cred că acolo mai acut decât în învățământul superior, unde intră în obligația ta zilnică să citești ceva, să citești o revistă, să scrii un articol, să citești articolul altor colegi care au publicat în domeniul respectiv. E o obligație legată de meserie. Nu poți face această meserie dacă n-ai înțeles din start lucrul acesta. Pentru învățământul preuniversitar, cred că formarea aceasta continuă și elaborarea unei strategii prin care profesorul din preuniversitar să, cu anumită periodicitate, să revină în universitate și să upgradeze, să spunem, nivelul de cunoaștere, mi se pare că este absolut obligația ministerului să facă. Există de perfecționare, nu? Casa Corpului există Didactic, știu că avea cursuri de perfecționare, dar am să vă spun că vedeam ieri o știre, foarte mulți din profesori, pentru că meseria aceasta, ani de zile, și nici acum, nu putem să vorbim despre ea ca de o meserie atractivă, o îmbrățișează cei care au har și care își, cum să vă spun, își selectează bucuria din faptul că lucrează cu copiii sau cu studenții. Este și asta un poate dar la pe care profesori, e adevărat, și te poți hrăni mai din au vocație ea. Tinerii profesori care intră acum sunt în învățământ? Sunt foarte mulți profesori de vocație, să știți, și tot tineri. Respectul. Și despre eu, și între vorbesc. Cei tineri, și între cei tineri, fără îndoială, există. Dar dacă ne uităm la sistemul de învățământ preuniversitar,
cam 215.000 de cadre didactice astăzi sunt în învățământul preuniversitar. Peste 80.000 au terminat forme de învățământ la distanță. În universități care nu reușiseră să-și pună la punct acest sistem de formare la distanță. Ca urmare, cu prioritate m-aș uita, gândiți-vă că ne apropiem de 40% cu oameni formați la distanță. Cu prioritate m-aș uita spre ei pentru programele de formare. Atât de mare este ponderea? Atât de mare este, din păcate, ponderea. Și eu am încercat la un moment dat, dacă nu mă înșel, cred că în anul 2009, să barez intrarea ca titulare a celor care au făcut învățământul la distanță până când nu trec printr-un program de formare continuă. N-am reușit. Ce am mai constatat? E o discriminare? Teoretic, diploma este la fel, dar experiența mi-a arătat prin exemple concrete și vă spun că unul dintre exemple pe mine m-a cutremurat. Eram în anul 2009, era Congresul Învățătorilor, unde am fost invitată și unde o doamnă profesor a venit la mine cu următoarea solicitare. Ajutați-mă să ajung înapoi la grădiniță. În prima instanță n-am înțeles. Zic, dar care este problema dumneavoastră? Păi zic, eu am fost educatoare până anul ăsta și am terminat învățământul la distanță și am devenit profesor de liceu, pentru că își luase gradele ca profesor de învățământ preșcolar. Și ce realizez că de la toamnă trebuie să mă duc să predau la clasele a 9, 10, 11, 12 și nu știu ce. Era profesor de geografie. Deci s-a întâmplat cu o persoană onestă, care a recunoscut cu sinceritate în ce situație se află. Dar câți recunosc acest lucru? Deci, din păcate, suntem într-o asemenea situație. N-aș vrea să se înțeleagă că toți cei care au făcut o formă de învățământ la distanță sunt în situații similare. Dar cred că o formă de pregătire, de formare continuă, trebuie să fie, să aibă în atenție, în primul rând, pe cei care au făcut formele acestea de învățământ, la distanță. Da. Școala online. Aș vrea să vorbim puțin despre școala online. Știu, e un subiect dureros. Foarte dureros. Este încă o soluție de compromis, o improvizație în multe locuri. Profesori care au trecut de la cretă și la tablă direct la laptop, profesori pe care elevii îi învățau să butoneze, elevi care nu au avut acces la cursuri, cărora lecțiile le veneau prin curier la poartă. Așa cum spuneați ceva mai devreme, 63% dintre elevi n-au avut practic acces la educație în semestrul al doilea. O jumătate de an școlar compromisă. E o dramă. Cât rău a făcut acest tip de învățământ? Deci o să încerc să mă refer la toate situațiile, pentru că eterogenitatea sistemului de învățământ a crescut enorm în această perioadă de pandemie. La ce mă refer? La lumea universitară, să spunem. Cazul nostru, am avut internet de calitate, am avut tehnologie bună, aveam platforme de online, noi avem o platformă de tip Moodle de 15 ani. Aveam cursurile pregătite pentru online, deci practic ar fi trebuit să ne fie foarte ușor să intrăm. Ceea ce s-a și întâmplat. A doua zi, așa cum erau programate cursurile în orar, am intrat la curs. Nu este același lucru. Când ești în amfiteatru, te uiți în ochii studenților, vezi dacă ce ai explicat tu e suficient de clar sau mai trebuie să reiei, mai trebuie să dai un exemplu, mai trebuie să explici, fără îndoială e o altă situație. Deci, în situația în care ai de toate, s-a obținut minimizarea pierderilor. Asta este tot ce pot să spun din propria mea experiență. Și cum să vă spun, am înregistrat cursurile în video, am încercat tot ce era posibil, am improvizat o tablă și în timp real desenam și laptopul era pe tablă. Și vorbim despre altă vârstă? Despre studenți? Și vorbesc despre studenți care sunt persoane adulte și care au altă capacitate de a se adapta, altă capacitate de înțelegere. La extrema cealaltă au fost școlile preuniversitare care n-au făcut niciun fel de învățământ. Deci au fost departe de școală și de carte. Cei 60% dintre elevi de care vorbeam se află în această situație. Este o dramă pentru ei. Este o dramă pentru ei pentru că, pe de o parte, n-au făcut nimic un an de zile, dar, pe de altă parte, au pierdut deprinderea. Deprinderea de a merge la școală,
deprinderea de a înțelege un anumit tip de disciplină pe care ți-l impune școala, deprinderea de a învăța în fiecare zi. Toate aceste lucruri sunt rezultatul participării tale într-un program educațional organizat, cum este școala. Și există și soluții improvizate. Iar acum ne îndreptăm atenția spre site-ul realitatea.net, la emisiunea Realitatea din PSD. Colega mea, Dana Maxim, o are ca invitată pe Caterina Andronescu, fost ministru al educației. Bună ziua, Dana, despre ce discutați? Bună ziua, Ștefana, bună ziua, doamnelor și domnilor. O plăcere să discuți cu doamna Andronescu. Vorbeam despre decalajele pe care școala online le-a creat într-un an școlar dureros. Acum avem campania de vaccinare a profesorilor, iată, a început astăzi. Din păcate, din 214.000 de cadre didactice, câte spuneați, doamna Andronescu, sunt acum în sistemul de învățământ, mai puțin de jumătate vor să se vaccineze. De ce există această inerție, această reticență? Știți, reticența avem toți când este vorba de propria noastră persoană. Ca să scăpăm de această reticență, trebuie să înțelegem ce se întâmplă cu noi atunci când o substanță străină, cum este vaccinul, intră în organismul nostru. Și eu cred că aici a fost o mare problemă. Nu s-a explicat suficient. Dacă cineva ar fi explicat, pentru că profesorii sunt oameni citiți, sunt oameni învățați, sunt oameni care au capacitatea aceasta să înțeleagă. Dacă li s-ar fi explicat, eu cred că procentul ar fi fost mult mai mare. De exemplu, noi la universitate avem un procent de peste 95%. Probabil numai cazurile care au patologii ce impun, să spunem, eliminarea ideii de vaccinare. Dar procentul foarte mare de oameni care doresc să se vaccineze arată că trebuie să încercăm să facem acest lucru. Mai este o problemă și anume că a început școala, n-au existat vaccinuri și cei care au vrut să se vaccineze, din păcate, n-au putut să se vaccineze. De aceea am apreciat eforturile pe care domnul Câmpeanu le-a făcut în încercarea de a aduce profesorii în preocuparea celor responsabili cu vaccinarea acolo unde le este locul. Sunt persoane publice, sunt persoane care vin în contact cu mulți adulți și tineri, mă refer la cei școliți, indiferent care este nivelul școlii, și ca urmare trebuie să găsim o formulă de protecție avem și a lor. Avem până acum în jur de 1500 de elevi și cadre didactice, personal auxiliar care s-au infectat cu SARS-CoV-2. Până pe 10 martie vor fi vaccinați circa 60.000 de vaccinate cadre didactice. Acum, am putea ajunge în situația în care părinții vor refuza să-și trimită copiii la școală dacă profesorii nu vor să se imunizeze? Am putea ajunge în asemenea situație? Nu, n-aș face niciodată o pledoarie. Mai degrabă aș pleda în fața profesorilor să găsească soluții, să înțeleagă mecanismul prin care acest vaccin intervine și să meargă să se vaccineze decât să îi sfătuiesc pe părinți niciodată, pentru că vedeți dumneavoastră, până la urmă, dacă ne uităm în istoria fiecăruia dintre noi, școala este singura instituție prin care toți trecem obligatoriu. Nu trebuie să ajungem în spital toți. Doamne ferește! Asta nu înseamnă că nu trebuie să avem spitale bine dotate ca atunci când nu mai avem sănătate să ne putem recupera. Dar școala este instituția în care trecem și... școala e instituția care ne crește. Și când spun ne crește, mă refer și la creșterea propriu-zisă fizică, dar mă refer și la creșterea ca om, cu un set de valori care după aceea devine el un individ social în societate, aducând și pentru viața lui și pentru societate beneficiu. Atunci de ce e mereu ruda săracă a bugetului, așa cum vorbeam ceva mai devreme? Educația, cultura... Odată pentru sunt că... industrii care nu dau randament imediat. Putem înțelege asta. Efectele se văd peste 10-15 ani. Din păcate, mai vedem și acum efecte. Păi dumneavoastră, când se constituie un guvern, trebuie să vă uitați atunci când guvernul vine în Parlament. Ne uităm pentru... la ministrii educației, care, vă spuneam ceva mai devreme, nu prea reușesc să fac acordul între subiect și predicat. Când se așează în Parlament, în bănci, să vedeți cât de departe de premier este ministrul educației. Acela este locul pe care ca importanță îl reprezintă educația pentru acel guvern.
Și sigur că este o tristețe când vezi ministrul educației în rândul 2 sau când îl vezi la marginea primului rând. Și nici acest lucru nu este important. Îmi cer scuze un moment, continuăm discuția. Ștefana, înapoi la tine. Da, da, îți mulțumesc. Așadar, emisiunea continuă pe site-ul nostru, Realitatea. Da, vă rog. Da. Trebuie să ne întoarcem înapoi de unde am rămas, da, să închidem subiectul. În semestrul 2, vorbind despre ce s-a întâmplat în pandemie, decalajul decalaj, în afara copiilor care n-au avut niciun fel de acces și pentru care ar fi trebuit găsite soluții. Știți, soluții mă refer chiar dacă profesorilor le-ar fi fost mai greu să transmită online lecția predată. Școala avea un sistem de multiplicare, avea microbus școlar. Ce faci cu acei copii la țară? Profesorii și-au primit salariu. Deci dacă școala era în activitate, profesorul trebuia să ajungă la școală. Eu cum să vă spun, uitându-mă și la profesor și la elev sau la student, mă pun pe rând în situația fiecăruia. Meseria noastră n-ar exista fără cei școliți, dar nici societatea n-ar exista fără școală și fără oamenii ei. Deci nu pot să separ elevul de profesor. Ei există, elevul, profesorul și familia lui formează un sistem. Dacă acest sistem funcționează cu actorii lui principali, școala e valoroasă. Are valoare, este performantă. Dacă acești actori nu funcționează, nu mai există deloc. Mai vreau să vorbesc despre situațiile care au fost, pe care le-aș numi improvizații, în semestrul 2, când legătura cu școala s-a făcut pe WhatsApp. Foarte mulți profesori vorbesc de lucrul acesta sau pe mail, aceea nu este școală. În semestrul acesta au fost mai mulți elevi cu acces la internet și în online. Aici s-au ridicat alte probleme. Gândiți-vă că un copil de clasa 8-a, ca să nu mă refer la cel de clasa 12-a, că e un pic mai... e la pragul adolescenței, între adolescență și adult, dar mă refer la cel de clasa 8-a care este mai mic, are 14 ani. Stă în fața computerului 7-8 ore pe zi cu orele din programul de învățământ, din orarul lui, și mai stă după aceea 2-3 ore să-și facă lecțiile, pe care tot online le pregătește. Ca urmare, mă aștept de la sociologi și de la pedagogi și de la psihologi să găsească, printr-o cercetare minuțioasă, care sunt efectele pe care va trebui să le corectăm post-pandemie, efectele asupra psihicului acestor copii. Deja au apărut studii legate de lipsa lor de concentrare. Exact, și nu mă refer numai la clasa 8-a. Aici este un punct culminant. Dar mă refer și la copiii de clasă pregătitoare. Cum să înveți online să le pui creionul în mână? Complicat lucrul acesta. Dacă n-a avut pe cineva acasă care să fie ajutor pentru domnul învățător sau doamna învățătoare sau doamna profesoară de ciclu primar, copilul acela, din păcate, duce cu el aceste decalaje mai departe. N-are cum să le recupereze. Situația nu este una fericită. Toate aceste argumente ale mele, după părerea mea, sunt de natură să convingă pe toată lumea că educația a fost principala victimă a pandemiei. O spun cu mare tristețe, pentru că sunt... Totuși există altă soluție, pentru că s-a încercat la un moment dat și sistemul hibrid, o parte la școală, o parte acasă, în online. Da, cred că existau și alte soluții, să nu fie întreruperea o perioadă atât de lungă, un an de zile, practic, suntem singura țară din Europa care a avut cursurile suspendate un an de zile. Poate că pe cei care diriguiesc sănătatea, pentru ei era mai simplu. Mai simplă această decizie. Dar totuși, ne uităm ce au făcut și țările celelalte. Aduceau copiii la școală, mai apărea un caz, mai suspendau cursurile 2 săptămâni, îi aduceau din nou la școală. La explicație a venit că celelalte țări au un sistem sanitar foarte bine pus la punct, care poate înghiți la un moment dat un aflux de bolnavi infectați cu SARS-CoV-2. La noi este problematică această internare în grup masiv. Cât am fost în Parlament de după pandemie, vă mărturisesc că am constatat un lucru care m-a surprins. Sigur că în anii anteriori era acel deficit, limita de deficit bugetar peste care nu puteai să treci. E, din momentul în care a apărut pandemia și s-a suspendat deficitul bugetar, au fost sume atât de mari
pentru care eu aș pune întrebarea. Unde s-au dus? Cineva trebuie să răspundă la această întrebare, pentru că sunt bani publici. Ar fi trebuit cu prioritatea zero să se ducă spre sănătate, cât am stat în lockdown și am stat 2 luni de zile, să fie realizate aceste unități modulare sau ceva, să se găsească soluții, pentru că oameni creativi, oameni cu inteligență avem în România și s-ar fi găsit soluții, nu să sacrificăm educația. Soluția cea mai simplă era să nu facem nimic în spitale și să sacrificăm educația. Îmi pare rău, nu pot să o aplaud. Chiar dacă pare oarecum tranșant din partea mea, sunt om de școală și mă doare foarte tare ce s-a întâmplat în școală în această perioadă. Aș vrea să revenim la școală și la un subiect dureros, acela al moralității în școli. A devenit un fenomen, din păcate, și aici vorbesc despre sistemul universitar de hărțuire sexuală a studentelor din facultăți. Chiar acum am avut o știre, un studiu făcut de Filia, da? Mai bine de o treime dintre studente au acuzat hărțuiri sexuale ale profesorilor, iar 40% dintre ele au fost martore. Și vorbim aici despre Politehnică, despre SNSPA, despre Universități din Cluj, din Brașov. Acum, ați fost rector. Fost, da. Ați avut asemenea reclamații? Categoric, da. Dar m-aș uita așa, și eu am fost studentă, o să spuneți, am fost studentă în alte timpuri. Nu mi s-a întâmplat. Cred că depinde și de modul în care tratez cu seriozitate lucrurile și nu am așteptat niciodată ca un profesor să-mi dea 5 și nu m-am împiedicat nimeni să devin șef de promoție. Deci a depins într-o oarecare măsură ceea ce am făcut eu ca student și de mine. Este inadmisibil ca un profesor să condiționeze nota sau să oblige o studentă a cărei situație școlară e în mâinile lui, să spunem așa, foarte deschis, să oblige studenta la asemenea lucruri absolut incompatibile, subliniez cu 3 lucruri, incompatibile și cu calitatea de profesor pe care o are dascălul, educator, dar și cu meseria în sine. Într-o școală, asemenea lucruri n-ar trebui să se întâmple. Școala presupune educație. Asta nu este o componentă educativă. Și ca urmare, când apar asemenea lucruri, trebuie rezolvate radical. Am avut, dar în codurile de etică există această noțiune de hărțuire? Se pare că sigur nu. Sigur că da. Ba da. Există? Acum, dacă vorbim de lumea universitară, că la asta făceați referire, fiecare universitate are o comisie de etică și care propune soluții până la desfacerea contractului de muncă pentru cadrele didactice cu asemenea manifestări. Deci există soluții. Eu zic că n-ar trebui să ajungem acolo. Dar am avut situații de felul acesta și soluția a fost fără... Nu trebuie să ai, cum să vă spun, toleranță pentru asemenea lucruri, ca și pentru copiat. A existat vreun profesor universitar dat afară din învățământ în perioada noastră? Da, categoric. Și pentru asta și pentru faptul că la un moment dat, chiar eram ministru atunci, trebuie să vă spun, unul dintre profesori la examen, chiar la facultatea unde eu eram profesor, le-a dat note pe lucrările pe care le făcusem și la un moment dat a spus, cine vrea mai mult, pune 50 de lei pe masă sau nu știu, suma aceasta. Am aflat eu, pentru că mi-a relatat cineva de acolo, am trimis prodecanul să se ducă și să oprească mascarada asta, iar rectorul i-a dat, era domnul profesor Dumitrache, rector atunci, l-a dat afară în următoarele zile. Fără tăgadă. Nu se poate aici. Nu trebuie să ai toleranță, pentru că știți care este drama? În momentul în care accepți și zici las că nu mai face, da? Lucrul acesta nu rămâne numai între tine care ai aflat și ești decident în instituția aceea și respectiva persoană. Lucrul acesta se află în toată universitatea. Și atunci riscul proliferării unor asemenea acte necugetate și de neacceptat într-o școală crește foarte mare. Crește foarte mult și atunci tu trebuie să stopezi când apar asemenea situații. Dar plecând de la aceste situații concrete, mai poate fi astăzi un profesor un model pentru elevul său?
Păi este un model chiar dacă el vrea sau nu vrea, chiar dacă elevul sau studentul vrea sau nu vrea. Pentru că trebuie să vă gândiți așa, eu la cursul de 2 ore sau de 3 ore stau în fața studenților mei și stau cum sunt eu și cum sunt decent sau nu îmbrăcată și cum mă adresez lor cu respect sau fără respect și cu ceea ce știu, dovedindu-le că pot să le explic ceea ce au ei de învățat acolo ca lume, toate aceste lucruri, chiar dacă noi ca dascăli nu vrem să ne vedem ca modele, ele intră în subconștientul studentului sau elevului din bancă. Avem cum să nu recunoaștem din propria noastră istorie, că am avut profesori care ne-au influențat enorm. Și eu recunosc, învățătoarea mea îi port recunoștință cât trăiesc. A contat enorm în viața mea. Profesorii mei din gimnaziu sau din liceu au contat enorm și pentru valorile morale pe care mi le-am asumat și mi le-am acumulat, dar și pentru că au fost modele. Au fost modele de oameni, eu nefiind copia vreunuia dintre ei, dar regăsindu-mi în ceea ce sunt eu, câte ceva din ce au fost profesorii mei. Și sigur că om cu mintea matură, n-am cum să nu judec. Acest lucru l-am învățat de la doamna dirigintă, așa sunt pentru că am învățat de la profesoara de chimie, citesc în fiecare zi măcar 10 rânduri sau 2 pagini sau 5 pagini seara înainte de culcare, fiindcă deprinderea asta mi-am însușit-o de la profesorul meu de limba română din liceu. Sunt lucruri pe care le-am acumulat de la ei. N-avem cum să nu recunoaștem lucrul acesta. Cum credeți că vor ieși din această perioadă copiii, elevii? Și mă refer aici la preșcolari, la cei de gimnaziu, la cei mai mici din ciclu gimnazial și ne oprim aici. Vor mai putea recupera emoțional acel echilibru pe care ți-l dă școala? Eu cred că este obligația profesorilor de a insista și a pedagogilor și a psihologilor, a diriginților, a tuturor profesorilor până la urmă, de a insista pe, dacă vreți, aș numi o reintegrare în societate a elevilor și a copiilor. Pentru că, vedeți dumneavoastră, timp de un an de zile, copilul a stat izolat strict în familie. Mulțumim lui Dumnezeu că multe familii au setul acesta de valori esențiale care îl pot transmite și pe care școala trebuia să-l transmită. Dar dacă nu au făcut lucrul acesta, școala trebuie să recupereze și acest aspect. Iar aspectul acesta de bună colegialitate, de toleranță, de înțelegere față de colegii de clasă sau de școală, de înțelegerea faptului că noi nu trăim singuri, toată viața noastră trăim în comunități, în comunitatea mai mică numită familie, în comunitatea mai mare numită job, slujba pe care o avem fiecare dintre noi, sau în comunitatea mai mare care este societatea în ansamblu ei. Pentru că și educația nu vine numai din familie și din școală. Educația vine la început din familie, ea este continuată în școală, dar și în societate. Copilul când pleacă de la școală până ajunge acasă pe stradă se uită și vede comportamentul oamenilor, îl influențează, vede ce se întâmplă la televizor, vede ce se întâmplă într-o instituție când în loc să faci legi, faci numai înjurături și când te uiți că este cea mai înaltă instituție a țării, n-ai cum să nu te influențeze tu copil fără maturitate fiind. Ultima întrebare, ce ați face acum dacă ați fi ministrul educației, dar să se vadă rapid? Sunt câteva lucruri care au urgența zero, după părerea mea, în acest moment și cred că nu este ușor domnului ministru Câmpeanu. În primul rând, termină clasa 8-a după un plan de învățământ nou și trebuie să intre în liceu cu un plan de învățământ care trebuie să fie continuarea celui din gimnaziu. Aș lăsa numărul de ore pentru că disputa publică este legată strict doar de numărul de ore, câte ore alocă matematicii, istorie și așa mai departe. Supraîncărcarea programei. Da, și aș pune accent pe programa fiecarei discipline. Acolo sunt necesare modificări de conținut și de acolo calitatea învățământului se modifică în sens pozitiv sau nu. Deci programele disciplinelor din planul de învățământ al liceului, păstrând numărul de ore de acum, ar fi prima urgență.
aș continua proiectele acestea de digitalizare cu o cinetică rapidă, pentru că nu știm când se va finaliza pandemia și de câte ori vom mai fi nevoiți să suspendăm cursurile integral sau parțial. Lucrurile acestea sunt urgente, urgente. Ar fi trebuit să fie urgente din martie anul trecut, dar din păcate școala este ultima pe lista noastră de priorități, așa cum spuneați și dumneavoastră. Și fără îndoială, formarea profesorilor. Și trebuie să ne uităm și la salariile lor, pentru că dacă vă uitați la cât de mare este discrepanța socială rezultată dintre funcțiile publice și cea de cadru didactic, este tot o funcție publică. Uitați-vă cât este salariul unui profesor prin comparație cu acelorlalte profesiuni la care nu mai vreau să fac referire. Da, chiar adică, recent, din păcate, cu a consilierilor parlamentari, că da, tot e subiectul pe tapet. Din păcate, misiunea de ministru al educației este una foarte complicată și vă mărturisesc că de câte ori am fost la Ministerul Educației, niciodată programul meu de lucru nu începea după ora 8 și niciodată nu se termina înainte de ora 1, 2 sau chiar mai târziu în funcție de ce obligații urgente aveam în acea zi. Deci nu este de invidiat ministrul educației, ar trebui sprijinit, pentru că este esențial sprijinul politic pe care îl primește ministrul educației de la premier, de la ceilalți miniștri care consideră că educația e cenușăreasă. Să sperăm că va avea aceeași dedicare ca cea pe care ați avut-o dumneavoastră. Doamnă Ecaterina Andronescu, vă mulțumesc din suflet pentru prezența în emisiune și pentru eleganța dialogului. Doamnelor, domnilor, realitatea din PSD la final. Sunt Dana Maxim, vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare. La revedere! Realitatea din PSD...